Panică în Cătunul Cătănești din comuna Dâmbovițeană Runcu. Sâmbătă seara, un incendiu puternic a cuprins o pădure din apropierea caselor. Flăcările destul de mari au fost observate de un localnic din apropiere și imediat acesta a dat alerta pompierilor. Oamenii din zonă erau foarte speriați că flăcările se extind cu repeziciune și pot ajunge la case. Pompierii de la Garda Fiene au fost anunțați de incendiu de un bărbat și au ajuns în cel mai scurt timp în comuna Runcu, Cătunul Cătănești, acolo unde s-au declanșat flăcările. Ce s-a întâmplat, mamă, aici? Aoleu, de la ce l-a foc? Nu știu! Nu știu ce s-a întâmplat, ia uite, nică vine la greașcură la mine. Dar de când arde, de mult? Nu știm de când, că m-a sunat așa de la fabrică, ne-a sunat. Alo, bună seara! Un incendiu în comuna Runcu, pe strada Cătănești. Cred că s-au dat foc la niște frunze și cred că o să vină spre sat. E undeva, deci spre stradă. Am văzut de jos din comună și am urcat aici, în zonă. Acum am urcat eu de vreo 5 minute, sunt aici. Dar spune că se întinde jos spre case. Spre suprafață e cam în pădure. Nu e chiar pădure, o pădure mai mică. Dar se întinde spre case. Nu știu nimica. Noi acum am văzut, uitați, sunt mai multe persoane aici. Nu putem să stingem pentru că e o suprafață foarte mare, 200-300 de metri pătrați. Sunt la puță în grădina, a dat foc cineva la frunză, dar la pădure a foc, vină la mal, că e lume mult aici. Așa, spune. De la postul de poliție, un kilometru. Păi e foc, nu sunt mai aflat, au dat telefon la pompieri, nu-n fac. A doua ori. Cine vorbește? A doua ori, o să urc. Pune mic o lanternă, cu o găleată, cu ce să fac? Aolea, s-a întins rău riasul ăsta de aici. Dar de la ce ala? Pe frut cineva sau ce? Nu știu. Și ia din graz dacă ai lanternă. Du-te cu Ilie și ia că e și o furtă și o lopată. Așa zic băieții ăștia că dacă vine pompierii... Păi vine pompierii, mă! Păi vine la Sanchigenic, acolo bagă furtune. Unde vine? Păi se vede urmă dacă se vede focul acolo. Intervenția a fost una destul de dificilă, soldații focului fiind nevoiți să meargă pe jos circa 800 de metri pentru a ajunge la pădurea în flăcări. Focul cel mai probabil s-a declanșat la nivelul covorului de frunze și ulterior s-a extins. Pentru stingerea flăcărilor au acționat cu mijloace de primă intervenție, lopeți, pliciuri, sticle cu apă și pompe cu apă portabile. La fața locului a ajuns și edilul Gheorghe Brăbeanu.